Aici e lotul de zbor. După cum, oricum vă, cred că majoritatea vă cam dat seama acum unde, ce și cum suntem. Porumbei, am terminat ieri dimineață, a fost ultima apă cu medicament. După cum vedeți, astăzi le-am dat și minerale. Am hrănit și jos în hrănitori. Am pus și în hrănitorile individuale. Vreau să trec pe hrănirea individuală în următoarele zile. Ca să vă zic o chestie, în timp ce eu am făcut tratamentul de respiratorii, pe final le-am dat și de la Travi Pharma, se numește un produs SAS, S-A-S. E un expectorant până la urmă, curăță căile respiratorii. Porumbei au o reacție un pic mai nașpa, adică în sensul unii zic că, domne, dacă au probleme respiratorii trebuie să comportă așa, dar nu neapărat, pentru că vă auzisem de la un coleg când a dat SAS că chiar a reușit să scoată secreții nazale destul de puternic din unii. Acolo probabil că erau probleme respiratorii. Până la urmă, dacă ai o crescătorie cât de cât bună și porumbei suferă de infecții respiratorii și nu prea au simptome vizibile, decât poate că nu zboară cu ciocurile deschise și așa mai departe. Dar hai să revenim. Am zis că am dat antibioticul Micordimix. Vă mai ziceam eu, am scris într-un comentariu ce conține, e doxiciclină cu lincomicină și cu bromhexin. Deci mergi și pe partea de ornitoză cu doxiciclina în general. Lincomicina merge foarte bine și pe partea intestinală, dar și pe partea de micoplasmoză. Și bromhexin, încă nu prea știu prea multe despre el, dar îl găsim în foarte multe produse, dar tot pe partea de respiratorii, în mod cert. Dând antibioticul și dând și un expectorant, se elimină niște, poate se curăță în mod cert căile respiratorii, elimină poate niște bacterii sau alte chestii ce mai sunt acolo, apuci să faci și tratament și rezolvi niște lucruri. Acum, porumbei ieri au zburat chiar foarte bine, o oră și un sfert, o oră majoritatea, încă 15-20 de minute au fost, încă vreo 7, mai mult de 10 bucăți, cred că. Și astăzi, la fel, eu, într-adevăr, e o diferență, că i-am obișnuit să las afară mâncați un pic. Astăzi i-am lăsat fără mâncare și dădeau câteva femele, oricum le-am scos pe toți de pe cuib, că au pui de 5-6 zile. I-am scos pe toți afară și, într-adevăr, erau niște femele care vreau să intre înăuntru, dar nu e nicio problemă, le-am ținut cu steagul. Consider că am făcut a fost cea mai bună idee să pun steagul. Acum, poate vedeți că acum văzusem și femeia, sunt unii care au ciocul un pic maroniu, e de la SAS, cum e și femeiuța albastră pe care cântăm masculul. Încă o chestie, când dați SAS, încercați să-l dați când porumbei nu sunt mâncați și băuți, mai ales la femele. Femelele au băut bine, au mâncat bine, s-au dus pe cuib și o seara le-am dat SAS-ul. Da, cred că de aici înainte o să-l dau prima oară, dimineața înainte. În general, în timpul sezonului eu dau Rozitol sau SAS-ul ăsta. Bine, SAS-ul zice să se dea cu o zi înainte de îmbarcare. Eu Rozitol, prospectul spune să se dea cu 5 zile. Mai bine dai Rozitolul, să zicem, duminică dimineața. SAS-ul, nu știu dacă e bine, mai bine îl dai seara. Bun, se termină și filmulețul ăsta.